au ales de bună voie să intre în lupta cu pandemia. Mii de tineri, mulți dintre ei abia ieșiți din adolescență, își doresc să salveze vieți și devin voluntari SMURD. Curajul lor e cu atât mai prețios în aceste vremuri, când unii medici au abandonat sistemul medical de teama virusului. Ai plâns când ai ajuns să fii voluntar? Sincer să fiu, da. A fost un moment de fericire și de împlinire. Prin iubire reușim să facem totul bine. Dragostea pentru oameni îi dă forța să lupte cu pandemia care a răpus peste 100.000 de oameni. Adina are doar 19 ani, dar dorința de a ajuta este mai mare decât teama. Riscuri normal că există, dar ni le asumăm și doresc să fiu un sprijin pentru colegii mei, întrucât și ei au nevoie. Colegii mei, de altfel, vin cu frică acasă, pleacă cu frică, dar suntem salvatori. Criza a dus la suspendarea cursurilor de paramedic. Totuși, dacă situația o va cere, Adina este pregătită în orice moment să plece în misiune. Într-un fel ne ușurează și nouă munca. E o satisfacție, pentru că îi vedem, sunt pasionați, le place, intervin, se implică. Mai avem un voluntar, încă un 2 mâini în plus. În toată țara sunt peste 4.200 de voluntari SMURD. Aproape jumătate dintre ei s-au înscris doar anul trecut. Împreună au salvat 10.000 de vieți. Prezența voluntarilor alături de profesioniști este foarte importantă în această perioadă. Ne bazăm pe prezența acestora pentru gestionarea atât a cazurilor în care sunt implicate persoane suspecte sau confirmate, dar și a celorlalte de rutină. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au anunțat că în ultima lună numărul celor care s-au hotărât să devină voluntari a crescut. Vor fi recrutați doar după ce cursurile de salvator se vor relua.